Te pup, salutare! Salutare! Mă bucur că ești aici și că mi-ai acest interviu. Și eu. Sincer, am așa un pic emoții. Tu n-ai. Normal. Care este diferența dintre copii și adulți? Ok. Păi, cred că diferența dintre copii și adulți este că adulții nu trebuie să ceară voie lui mama sau lui tata să facă ceva și adulții se îngrașă mai repede. Care este cea mai apropiată planetă de soare? Mercur. Și pentru că este cea mai apropiată de soare, este și cea mai fierbinte. Dar tu o știi pe a doua, cea mai apropiată de soare? Este Venus. Și uneori, când este cerul liber noaptea, se vede aproape ca luna. Suntem singuri în univers? Există extraterestri? Oh, păi, dar cum să fim singuri? Tu ai văzut cât de mare e lumea asta? Eu cred că nu suntem singuri în univers și o să vezi când o să te plimbi cu prima oară cu avionul, când te duci foarte aproape de cosmos, începi să vezi cât de mare este universul ăsta și cât de mică e planeta noastră, de fapt. De ce votăm? Asta mă întreb și eu uneori. Însă, ca să-ți explic ție așa super simplu, oamenii merg la vot odată la 4 ani, cam așa. Și noi cred că votăm ca să ne asigurăm că oamenii aia care s-au strâns în urmă cu 4 ani și au votat, să vedem dacă încă se înțeleg unii cu ceilalți. Ce visai să devii când erai mic? Eu când eram mic, visam să ajung biolog marin și să înot cu balenele. Și să le filmez și să mă duc la Polul Nord și să stau cu pinguinii. Ce îți lipsește cel mai mult de pe vremea copilăriei? Cel mai mult de pe vremea copilăriei îmi lipsește statul pe stradă cu prietenii mei și toate jocurile pe care le jucam împreună. De la vați ascunselea, la prinselea, la frunza. Nu știu pe asta. Ți-o desenez eu, ți-o explic imediat după interviu. E super tare. Ce te inspiră să scrii versuri? Sunt multe lucruri care mă inspiră atunci când scriu versuri, însă cel mai mult sunt inspirat de poveștile oamenilor sau experiențele mele prin care am trecut și îmi place să scriu versuri ca să-i fac pe oameni fericiți și, dacă se poate, să și dansez. Ce se întâmplă cu noi atunci când murim? Atunci când murim, mi se pare că plecăm de pe lumea asta și ne ducem în cer și ne reîntâlnim cu toți ceilalți oameni care au murit și ei și mi se pare că suntem la fel de fericiți ca și atunci când suntem pe planetă. Tu ce crezi? Eu așa cred că se întâmplă. E o gașcă mare în cer acolo.